găsit, beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU pot depune cererile de rambursare finale până la data de 15 februarie. Se arată într-un ordin al Ministerului Fondurilor Europene, publicat joi 14 ianuarie în Monitorul Oficial, citează economica.net. Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman, acordă beneficiarilor proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a căror implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 și pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală, posibilitatea de a depune cererea de rambursare finală până la data de 15 februarie 2016, se arată într-o informare publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. La 14 decembrie 2015, absorpția pe POSDRU era de 49%, valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, însumând 1,71 miliarde de euro. Volumul lucrărilor de construcție a crescut în primele 11 luni din 2015 față de perioada similară din 2014, atât ca serie brută cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,4%, respectiv cu 10,2%, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică citat de economica.net. Pe elementele de structură au avut loc creșteri astfel: lucrările de reparații capitale cu 23,5%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 14,4%, iar lucrările de construcții noi cu 4,8%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcție a crescut la cele inginerești cu 16,7%, iar la clădirile nerezidențiale cu 3,1%. La clădirile rezidențiale, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 4,5%, menționat de Institutul Național de Statistică. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a emis un comunicat de presă joi 14 ianuarie, prin care aduce la cunoștință asupra faptului că, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1250 de lei lunar. Pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore în medie pe lună în anul 2016, asta reprezentând 7,382 de lei pe oră, conform hotărârii de guvern numărul 1017 din 2015. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din domeniul economic. Eu sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!